Bună draga mea, sunt Luna Ala. săptămâna va fi intens marcată de o minunată afirmație a lui Seneca O parte din timp ne este răpită, alta ne este sustrasă, alta se scurge, dar cea mai urâtă pierdere este aceea datorată neglijenței. Și dacă vei voi să baci de seamă, vei vedea că cea mai mare parte a vieții o pierzi făcând ce nu trebuie, o mare parte ne făcând nimic întreaga viață făcând altceva. Gata, Mercur se află în săgetător. Ești mai optimistă, iar credința crește. Vrei acum să crezi și să convingi, dar ești prea precisă, prea directă în vorbire sub această influență. Luna plină în gemeni marchează începutul unui nou ciclu și se opune exact soarelui din săgetător. Polaritatea gemeni Săgetător este o axă mentală în care gemenii reprezintă mintea inferioară, iar Săgetătorul reprezintă mintea superioară. Partea inferioară te îndeamnă să gândești logic, în timp ce Săgetătorul te convinge să gândești larg, să cauți sensul. În mod ideal, ar trebui să găsești un echilibru între cele două energii. Este jurământul astrelor pentru împlinirea a ceea ce a fost început. Această lună plină este încordată cu Neptun și apa are atunci când Marte trimite ambasador de pace către Neptun, când Venus este aleată cu Saturn și Pluto. În mod clar, este o perioadă pentru cei creativi, vizionari și intuitivi. Dacă nu ești, află cum poți fi așa. Haidem atunci să aflăm la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec, Săptămâna aceasta trebuie să respecti regulile. În caz contrar, problemele și procedurile îndelungate nu pot fi evitate. La jumătatea săptămânii vor exista multe oportunități pentru implementarea planurilor și realizarea de idei noi doar nu încerca să pozezi ca un guru, deoarece vei fi pusă repede cu botul pe labe. Vineri, inițiativa și performanța ta vor fi apreciate. Este indicat să nu repeți greșelile trecutului și să nu calci pe aceeași greblă. Evaluează-l obiectiv pe cel ales. Nu trebuie să-l urmezi tot timpul. Un val de vise absolut fantastice și dorințe nebunești se va răstogoli pe tine. Mai mult, se poate dovedi complet întâmplător că tovaroșul tău de pat este depășit cu exact aceleași dorințe. Deci, sfatul stelelor este fără echivoc. Du-te imediat la culcare sau chiar mai bine, încearcă pe terasă, în cabina unui camion, într-o cabină pentru probarea hainelor și așa mai departe. Luni șefii te pot încurca cu noi cerințe. Încearcă să înțelegi ce vor exact de la tine. Miercuri ar trebui să te bazezi pe încasări numerar nesemnificativa. În următoarele zile obții doar cele necesare. Ești gata să lucrezi din greu, dar pur și simplu nu te grăbi. Dacă îți asumi obligații inutile din punct de vedere fizic sau psihologic, la jumătatea perioadei de șapte zile poți rămâne complet fără abur. Stelele îți promit un al doilea vânt din spate, dar este mult mult mai benefic ca organismul să lucreze într-un ritm uniform, fără a te încorda sau a te rupe. Calculează-ți timpul și efortul și asume numai ceea ce poți face. Este important pentru tine acum să depășești îndoielile și să iei cel puțin o decizie. Cristalele de murano îți pot adăuga da duritate. Poartă doar bijuterii multicolore, luminoase. Sunt perfecte pentru orice ținută. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur în zilele următoare trebuie doar să nu mergi cu cârdul, ci să alegi strategia potrivită în afaceri, muncă și viața personală. Apoi, până în miercuri, vei putea face față tuturor problemelor, chiar și celor pe care nu le-a putut rezolva toată lumea. Încearcă să acționezi după ordinele simțurilor, dar nu uita de minte și vei reuși. Reuniunile de afaceri și negocierile de joi vor avea mare succes. Dedică sâmbătă relaxării și divertismentului. Luni, o ceartă cu o persoană iubită este probabil bazată pe integritatea ta. Este puțin probabil să o poți evita, dar poți minimiza daunele. Vinerea este o zi bună pentru întâlniri și plimbări. La sfârșitul săptămânii te poți aștepta la noi cunoștințe și la dragoste. Desigur îți vor plăcea senzațiile pe care le vei experimenta atunci când încerci să-ți mângâi soțul sau iubitul în transportul public. Poate chiar îi ofere alesului tău o plimbare mai lungă, de exemplu într-un tramvai sau chiar în metrou, pentru a extinde plăcerea de a-ți atinge tovarășul prin haine în diferite locuri. În următoarele zile vei putea întâlni întregele colegilor și comportamentul destul de inconsistent al superiorilor, astfel încât situația financiară să devină complicată. Luni și miercuri negocierile importante se fac cel mai bine fără martori. Încasările numerar sunt probabile joi, în această săptămână vei fi așa cum se spune în starea vegetativă. Stelele spun că ar trebui să cauți surse suplimentare de energie vitală. Mănâncă corect, asigură-te că mergi pe jos cel puțin o jumătate de oră pe zi. În plus, ar trebui să descoperi o ocupație în care ochii tăi vor arde literalmente. Această afacere poate deveni pentru tine un furnizor ideal al resurselor interne necesare. Scapă de regrete. Ceea ce a fost făcut, a fost făcut. Dacă poți remedia ceva, încearcă. Dacă nu, accepte situația așa cum este. Un rubin te va ajuta pentru asta. poartă Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemen! În această săptămână vei primi o ofertă care îți permite să participi la un proiect promițător care va aduce un profit solid. Nu ar trebui să-ți fie frică de schimbările din viața personală. Vor fi în bine. Fă pași importanți marți, apoi primul rezultat pe care îl vei obține va veni la sfârșitul săptămânii. În weekend, cei dragi vor încerca să te încânte înconjurându-te cu atenție și grijă. Acorda atenție stării tale emoționale. Este de dorit să nu-i afectezi pe cei dragi. O persoană iubită va încerca să te înconjoare cu grijă și să-ți risipească gândurile triste. Nu te vei mai îndoi de sentimentele lui. Sâmbătă, o seară romantică îți va permite să prevești lumea cu ochi diferiți. Dacă poți fi atât de curajoasă încât să-l analizezi obiectiv pe fostul tău iubit, cu siguranță vei învăța multe lucruri noi și nu numai despre iubitul tău, dar și despre tine. Cu toate acestea, uneori o astfel de conversație internă devine motivul unei conversații serioase cu partenerul de viață și o ocazie de a consolida încrederea reciprocă și apropierea. Săptămâna aceasta, succesul promite conectarea cu partenerii de departe. Ți se poate oferi un loc de muncă în străinătate. Călătorii și contactele vor aduce cel mai mare noroc, iar dacă ești ușor de abordat, poți câștiga bani buni. Poți conta pe un profit foarte solid. Asta nu înseamnă că nu ai și nu vei avea săptămâna aceasta probleme de sănătate. Totuși, stelele nu prevăd probleme grave. Multe vor depinde de atitudinea ta față de ceea ce se întâmplă, de tine și de perspectivele tale. Încearcă să menții o atitudine pozitivă și să nu fii prea suspicioasă. Toate problemele care apar pot fi rezolvate, în plus destul de ușor, simplu și nedureros. Te vei simți minunat pentru că îți atinge încet, dar sigur, obiectivul. Dorințele tale devin realitatea, inclusiv datorită energiei bijuteriilor tale, mai ales dacă porți safire în argint. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Rac Săptămâna promite să fie plină de emoții, schimbări și evenimente. Vizând succesul profesional, stocurile de rezistență, perseverență și intuiția te vor ajuta. Ceva mai multe comunicare, zâmbete, întâlniri, toate acestea vor fi un beneficiu pentru cariera și viața personală. Lucrurile la locul de muncă promit că vor reuși cu succes, iar propriile realizări te pot surprinde chiar și pe tine. Sâmbătă încearcă să nu devii un inițiator al situațiilor de conflict, încearcă mai bine să consacre această zi relaxării și divertismentului. Săptămâna aceasta este posibilă o cunoaștere romantică pe care o vei lua în serios. Stelele te sfătuiesc să te scufunzi în piscina acestei pasiuni. Duminică este o zi bună pentru discuții de la inimă la inimă, dar cântărește-ți fiecare cuvânt. Poți avea o aventură ușoară care nu va duce la nimic special. Chiar dacă se ajunge la culcare, nu vei găsi niște spectacole uimitoare, extravaganță de sexualitate, nicio o fântână de emoții stropite în toate direcțiile. Stelele prevestesc o apropiere tip șablon și nimic mai mult. Situația financiară este stabilă, dar nu te îndepărta spre irosirea banilor, oricât de tentată ar putea părea ideea de a face cumpărături și de a-ți actualiza garderoba. Miercuri te poți dovedi ca un specialist valoros. Săptămâna aceasta nu te vei simți foarte bine, dar nici nu ți se va da niciun diagnostic serios. Vorbesc doar despre reducerea tonusului general al corpului. Pentru a recâștiga o formă excelentă, trebuie să mănânci mai mult, să dormi mai mult, să mergi mai des pe jos. Dacă ai copii, foarte bine, ține la companie în timpul jocurilor zilnice în curte sau în parc. O prin alergare ușoară în aer curat va fi un restaurator excelent pentru tine. Brățările largi și masive, în primul rând, aurul, acestea sunt bijuterii pe care nu le vei putea purta pe parcursul acestei săptămâni. Acest lucru te va salva de emoții negative și te va ajuta să te menții sub control. O singură bijuterie simplă cu piatra lunii îți este suficientă și de folos. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu! Săptămâna aceasta nu pierde timpul în zadar. Nu ezita și nu te opri să rii cu peste garduri. Joi nu trebuie să refuzi să inviți prieteni sau să participi la o petrecere zgomotoasă. Vei întâlni oameni interesanți și vei învăța multe lucruri noi și utile pentru tine. Vineri ai încredere în sfaturile prietenilor, ei vor evidenția chiar și nuanțele subtile din problema ta apăsătoare. Sâmbătă posibilitățile de implementare a planurilor romantice sunt mai mari ca oricând. Din păcate, persoana pe care o păstrezi atât de viu în imaginația ta este deosebit de diferită de ce pe care o vezi deseori cu proprii tăi ochi. Încearcă să fii cel puțin aproximativ conștientă de acest lucru. Scoate ochelarii roz. Obosită și epuizată de captivitatea grea, ai putea săruta doar o poză pe telefonul tău inteligent cu siguranță nu este suficient pentru această săptămână, cu excepția cazului în care vei avea câteva vise erotice cu puțin timp înainte de trezirea. Dar chiar și așa se vor dovedi a fi mai degrabă coșmaruri sexuale cu șefi formidabili în rolurile principale. Luni este probabilă o înțelegere cu parteneri noi care poate aduce profituri concrete. Joi se pare că trebuie să dai un raport autorităților. În general, această săptămână este stabilă din punct de vedere financiar. Săptămâna aceasta, ochii tăi vor fi în special vulnerabil. Încearcă să nu-i supra peste măsură. Dacă lucrezi la computer pentru o perioadă lungă de timp, fă pauze de gimnastică pentru ochi. La masa de prânz găsește o ocazie de a sta puțin în aer liber, având închise pleoapele. Dacă situația o permite, pune măști de ceai verde sau felii de castravete proaspăt. Nu-ți freca ochii uscați cu mâinile pentru a nu provoca o infecție. Este mult mai sigur și mai eficient să clipești mai des. Cea mai potrivită piatră pentru tine în zilele următoare va fi spinelul. Energia acestui mineral îți va aduce schimbări așteptate în viața ta și te va ajuta. De asemenea, va elimina o parte din lene și, în sfârșit, să începi să lucrezi la punerea în aplicare a planurilor concepute de mult timp. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Fecioara Săptămâna aceasta va trebui să cobor din cer cel puțin cu un pas. Cu cât ești mai aproape de preocupările pământești, cu atât ai mai multe șanse de succes în realitate, nu în imaginație. Gândește-te mai puțin la tine. Cu cât dai mai mult, cu atât vei primi mai mult în schimb. Marți nu ar trebui să iei o poziție activă în dispute. Este mai bine să încerci să lași totul să curgă. Joi nu evita comunicarea, deoarece orice contact îți va fi favorabil. Vine iar dorința ta veche se poate împlini. Sâmbătă, acțiunile spontane vor funcționa bine, astfel încât în această zi poți ceda la o tentație bruscă. Poate fi ispita. Dacă relația cu persoana iubită a devenit rece și te deprimă, acum este momentul să îndrept situația. Ia o cină romantică, vorbește de inimă și explică-i unde și când i-ai dat papucii. Ca rezultat va trebui să te plictisești acum în fața televizorului sau în spatele unei cărți. Până la urmă, potrivit convingerei ferme astrelor, toți tovarășii tăi vor gravita cum pe o orbită complet diferită. Nu încerca să le controlezi gravitația, rupând telefonul sau folosind orice altă metodă. Nimic bun nu va rezulta până la finalul săptămânii. Nu ar trebui să te sustragi de responsabilitate și doar să te prefaci că lucrezi. Dovedește-te și vei fi răsplătită pentru ostenelile tale. Acum nu este momentul pentru a lua un împrumut. Negocierile și tranzacțiile responsabile programate pentru vineri sunt cel mai bine reprogramate pentru o altă zi. Este timpul să cureți casa. Nu doar de dragul Crăciunului. Cel mai probabil, în ultimul timp, tu sau cei dragi ați fost oarecum nepăsători. Spală podelele, șterge praful, vei simți imediat că a devenit mai ușor să respiri, iar sufletul tău este acum mai ușor. Ai grijă să aranjezi lucrurile și gândurile. Acest lucru te va ajuta să faci curățenie și în sentimente. Folosind substanțe chimice de uz casnic, ai grijă să porți mânuși de protecție pentru a evita problemele pielei poartă o amuletă cu hecatolit. Vei observa cum de la o iritabilitate crescută nici nu va fi măcar o urmă. Este foarte probabil ca cei din jurul tău să înceapă să îți ofere mai multe complemente în ceea ce privește aspectul și manierele, deoarece piatra aceasta are capacitatea de a face proprietarul mai atractiv. Așa îți subliniez meritele. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța! Încearcă să nu am ce poți face acum. Pentru a simți încrederea în tine, nu trebuie să te îndoiești, ci doar să acționezi. Cu toate acestea, nu merita să-ți expui planurile chiar și pentru prieteni apropiați. În a doua jumătate a săptămânii va veni un moment favorabil pentru a scăpa de ceea ce te deranjează de mult timp, de relații complexe sau depășite, Joi va trebui să remediezi erorele și deficiențele. Sâmbăta este indicat să nu planifici călătorii, acestea pot aduce mici neplăceri. Pe tot parcursul săptămânii ar trebui să acorzi persoanei dragi cât mai multă atenție. Marța sau vineri este probabil o cunoaștere interesantă sau o întâlnire romantică memorabilă. Atracțiile tale sunt neglijențe și destragerea atenției. Acestea pot strica chiar și cele mai uimitoare relații sexuale. De exemplu, ai aranjat un decor frumos cu lumânări aprinse și ai pus lenjerie nouă sexy, ciorap în solți de pește, dar ai uitat să-ți faci unghiile. Sau poate nu ai mai avut timp de coafor, Pot exista anumite probleme în domeniul finanțelor, dar acest lucru nu înseamnă deloc că trebuie să refuzi cumpărăturile necesare. Stelele te sfătuiesc să utilizezi un card de credit, dar încearcă să plătești doar în perioada fără dobândă. Săptămâna aceasta ar trebui să fii puțin mai atentă la spatele tău. Nu ridica greutăți, evită îndoirile ascuțite. În același timp, stelele îți recomandă să antrenezi cu atenție mușchii. Este mai bine să faci acest lucru sub supravegherea unui instructor care te va asigura că efectuezi exercițiile în mod corect. Încearcă să cobori și să urci scările pe jos. Acest lucru îți va fi util. Acordă atenție posturii tale. În ultimele zile se pare că suferi de iritabilitate cauzală și devii nervoasă pentru fleacuri. Folosește inelul cu agate. Piatra te va ajuta să devii mai calmă și să prevești viața mai distractiv. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion Vei avea ocazia să realizezi numeroasele tale idei creative și îți va aduce un profit solid. Vei putea evita orice conflict arătând înțelepciune și răbdare. Acum simți bucurie și armonie și poți împărtăși toate acestea cu o persoană iubită. Acesta este exact ceea ce ai nevoie atât de mult. Duminică este o zi de bun augur pentru rezolvarea problemelor familiei. Poate că aștepți o reînnoire a sentimentelor și o pasiune romantică serioasă. Vei înțelege că pur și simplu nu poți trăi fără cel ales. Totuși, el are nevoie și de tine. Încearcă să petreci duminica împreună cu el, de preferat în cadrul cel mai retras și mai intim. Este timpul să-ți împachetezi lucrurile și să începi o permutare în locuința. Mai mult decât atât, este indicat să nu te limitezi doar la un dormitor sau la camera de zi. Cu cât mai mult mobilier rearanjezi, cu atât potențialul tău energetic va crește și cu atât vei deveni mai activ în relațiile sexuale. Un alt plus al mobilierului în mișcare este oportunitatea de a găsi noi colțuri confortabile de a le încerca imediat. Perioada este foarte favorabilă pentru tine. Poți câștiga cu adevărat bani buni. Pentru a obține rezultate ai nevoie de o abordare creativă și de ideile tale neobișnuite. Fă-ți timp de gândire strategică și timpul va funcționa în favoarea ta. Încearcă să cauți momente pozitive în lumea din jurul tău. Acum te poți îmbolnăvi doar pentru că începi să fii tristă și melancolică. Ar fi păcat. O femeie frumoasă ca tine are multă bucurie și râs în jurul ei, deci tu însă îți vei începe să zâmbești mai des și mai ușor. Există persoane în apropierea ta care vor fi încântate să te distreze. Dacă ești abordată despre asta, nu le refuza serviciile. Săptămâna aceasta vor fi foarte utile. Ai o perioadă bună acum. Ești clar în vârful formei și al succesului. Împărtășește-ți energia cu persoana iubită. Poate a venit momentul să schimbi inelul de logorne cu veriga lipsă în căsătorie. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător, ai făcut o treabă grozavă, este timpul să te distrezi și să te relaxezi așa cum scrie la carte. Alină-ți oboseala de la serviciu, permite să te relaxezi. Ești prea încordată, nu poți astupa nici gura lumii și nici nu poți opri vântul. Poate că ar trebui cel puțin uneori să oprești telefonul. Acordă mai multă atenție familiei și copiilor, iar dacă nu ai, atunci prietenilor. Du-te undeva cu toată familia sau cu toată gașca. Cele mai favorabile zile din această săptămână sunt luni și vineri, dar miercuri poate fi nefavorabile și torențeală în lipsa prezenței celor dragi sau invitați. Nu fi prea exigentă față de persoana iubită, încearcă să ieși greșelile așa cum o faci de obicei. Ai nevoie de o conversație constructivă, nu de o apariție furtunoasă. A doua jumătate a săptămânii promite să fie mai armonioasă și mai calmă decât prima. Astrele tale spun că ți este contraindicată orice abatere de la sexul tradițional și chiar în cadrul acesta este mai bine să nu te abazi de la poziția obișnuită misionară. În caz contrar, vei fi prima care te vei simți ca un libertin, un eretic și o pervertire într-o persoană complet străină pentru tine. La începutul săptămânii, majoritatea problemelor financiare vor fi rezolvate. Luni este favorabilă pentru documente și semnarea contractelor. Nu lua în seamă oferte aventuroase la mijlocul săptămânii. Deja faci bani buni. Exercițiile fizice au o semnificație specială pentru tine. Sunt necesare dacă dorești să te simți energică, viguroasă, plină de forță pentru a realiza tot ceea ce ai planificat și mai ales dacă numărul 28 a rămas în urmă la vârsta ta. Cea mai bună opțiune pentru tine este să consulți un instructor și să selectezi sau să creezi un program potrivit pentru corpul tău, unul care să răspundă nevoilor tale specifice. Ești entuziastă, dar nu merge prea departe. Amintește zica la biblică, totul are timpul său. Săptămâna este bună pentru tine. Un talisman bun pentru tine poate servi drept relansare emoțională și câștig în optimism. De exemplu, bijuterii vechi moștenite din familie. Dacă nu ai, împrumută de la mama. Cele de la prieteni îți vor da bătăile lor de cap. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn, la începutul săptămânii este indicat să nu întrerup discursul cuiva. Verifică toate informațiile primite. Merită să te concentrezi asupra afacerilor oficiale. Nu rata contactele cu persoane care îți pot fi utile profesional. Luni te poți aștepta la vești bune. În a doua jumătate a săptămânii vei avea ocazia să verifici sinceritatea sentimentelor celui ales. Întâlnirea de sâmbătă cu prietenii îți va extinde cercul de contacte, vei cunoaște persoane interesante. Simți o anumită răcoare în relația ta? Există motiv. Este posibil să ai probleme și neînțelegeri marți. Vinerea este o zi favorabilă pentru rezolvarea lor. Încearcă să nu te mai concentrezi pe eșecuri corpurile cerești îți oferă un indiciu. Într-adevăr, acum mai mult decât oricând, ai mare șansa de a intra într-o mizerie, a intra într-un punct mort și a te pierde, a face niște lucruri stupide și toate acestea sunt pe frontul amoros-erotic. Privește experiența distractiv, cel puțin nivelul de endorfine va crește. Problemele financiare amenință că îți vor umbri starea de spirit luni sau marți, dar încasările în numerar mult așteptate sunt probabil în a doua jumătate a săptămânii. Încearcă să fii constant economică și nu refuza ajutorul celor dragi. Ar trebui să faci exerciții de întindere în fiecare zi sau cel puțin în fiecare zi. Începe un mini-antrenament de 3 minute, apoi prelungește treptat lecția. Principalul semn că faci totul bine ar trebui să fie o oboseală musculară abia perceptibilă, o condiție mai mult plăcută decât dureroasă. Până la sfârșitul săptămânii vei simți o ușurință neobișnuită pentru tine în tot corpul, flexibilitatea ta va crește, iar durerea din spate, picioare, brâu sau umăr va deveni mult mai slabă sau chiar va dispărea complet poți arăta o rigoare neașteptată. Cel mai probabil, acest lucru îți va afecta aspectul. Probabil vei fi inclinată să alegi cele mai simple și clasice haine, iar bijuteriile vor fi fie respinse în totalitate, fie lipsite de claritate. Schimb stilul, capeți buna dispoziție. Porți o bijuterie cu granat, ai succesul garantat, dar asociază-l cu hainele. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător! Schimbările vor fi probabil la locul de muncă săptămâna aceasta și vei avea șanse de creștere profesională. Sarcinile noi te vor captiva, dar nu abandona proiectele anterioare. Nu-ți fie teamă să acționezi și totul se va dovedi de bine. Marți este o zi de bun augur pentru creativitate și idei noi. Miercuri ar fi frumos să vorbești mai puțin și să faci mai mult. Încearcă să rezolvi pașnic diferențele de sâmbătă cu alții. Este posibil să fii însetată de schimbare. Este mai bine să schimbi situația mai degrabă decât partenerul, deoarece merte să ai în vedere că într-o zi această dorință va trece, situația poate fi restabilită la obișnuit. Dar acea persoană poate fi jignită definitiv și iremediabil. Asta nu pentru că îți pasă, dar pentru nevoile viitoare. Stelele te avertizează că ești amenințată cu diversele ziuni direct legate de latura sexuală a vieții. Poate că mușcăturile pasionale ale iubitului tău vor depăși ușor forța de compresiune a fălcilor sau înătăile după căderea din pat vor fi vizibile. Fi în alertă! Miercuri este o zi de bun augur pentru selectarea ofertelor. Joi va trebui să le dovedești colegilor și superiorilor în mod clar că tu gravitezi pe o altă orbită. Vineri este potrivită pentru călătorii de orice fel. Săptămâna aceasta este important pentru tine să asculți vocea corpului tău. Corpul tău îți va spune ce este necesar și de dorit să furnizezi dacă îi răspunzi dorințelor și solicitărilor, mai puțină plăcere de dulce, alcool și gluten. Fii atentă și înțelege adevărul de pe cântar. Vei fi extrem de curioasă. Încearcă să porți jasp. Știu că nu-ți place de el, dar te va proteja de ochii curioși. Dacă această piatră te face să te simți în afara locului, există o altă opțiune. Ochi de pisică. Îți va liniști impulsurile inutile. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești! Destul de neașteptat, există soluții originale la problemele vechi. Una dintre principalele sarciuni este să realizezi că aproape totul depinde de tine. Deci, nu aștepta ajutor, ci fi activă. O perioadă bună pentru căutări spirituale și aventuri creative. Săptămâna aceasta este probabil să ți se ofere un loc de muncă nou, bine plătit. Vinere este o zi bună pentru călătorii și toate lucrurile legate de călătorii și de țările îndepărtate weekendul este chiar momentul în care îți poți regla soarta. Marți este o zi extrem de reușită pentru întâlniri și romanțe. Dar bagă de seamă că nu sunt binevenite romanțele de birou. Serele de sâmbătă și duminică pot fi pline de argumentări și neînțelegeri pentru lucruri nesemnificative. Așadar, este mai bine să nu lansezi nici măcar o șoaptă. Stelele te avertizează, nu ar trebui să-ți pui speranțe speciale în abilitățile tale pentru improvizație. Dacă nu-ți planifici cu atenție mângâierele intime în avans, atunci cel mai probabil te vei plictisi mortal în pat. Și este puțin probabil ca partenerul tău să accepte un căscat convulsiv pentru manifestarea pasiunii. Folosește-ți șansa pentru a câștiga bani buni. Săptămâna aceasta poți câștiga la loterie sau poți primi în mod neașteptat o comandă mare. Marți, o călătorie poate fi utilă pentru noi perspectiva. Situația financiară este stabilă și îți va permite să pui cap la cap planurile. De-a lungul celor șapte zile te vei simți destul de bine. Cu toate acestea, dacă încep să apară situații stresante la locul de muncă sau acasă, starea ta de sănătate se poate deteriora mai mult, sever și brusc. Stelele îți recomandă să practici zilnic yoga. Poziția copacului timp de 5 minute te va ajuta să te relaxezi și să ușurezi stresul emoțional și fizic. Mănâncă bine, dietele sunt contraindicate acum. În zilele următoare, topazul poate servi ca o scotă bună pentru tine. El te va proteja de ochii invidioși și de bârfele nedorite. Discută mai puțin, fă mai mult. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!